Nicmas! Hello! A început Nicmasul, de azi începe Nicmasul și suntem în prima zi de Nicmas și suntem, după cum vedeți, într-un decor diferit. Am și un mic ghid, nu ăla ghidul. Ghidul fă cu mâna. Eu sunt mic sau sunt mare? Vrei să te bag în video? Nu știu, dar deci dacă nu mă bagi, poți să tai bucata asta, pentru că mai mie, rămâne pentru posteritatea mea. Pentru posteritate. Mie mi-a place să te bag în video, că tu te postești mult. Așa. Aha, așa. Păi, poți să mă bagi și te-ți spun eu dacă am fost spontană sau nu. Aha, ok, bine, ați înțeles, da? Sunt la Cluj, după cum v-ați prins, cu Pebbles. Am venit să văd pe Pebbles, să vedem ce e la Cluj. Am venit un pic mai devreme de vlog, mai scurt, suc clasic, de Nicmasul clasic, adică mai un pic mai devreme de 1 decembrie, mai un pic pentru mine, mai un pic până pe 1 decembrie, dar nu-i problemă. Vedem, începem Nicmasul de aici, vedem ce decorațiuni aveți, că noi cică în București nu o să avem. Eu sunt ghidul priceput. Ea este. Ea ca mine nu a avut. Acum o prind și râmele. Auzi, te prind râmele. Așa. Așa. Și acum ce facem? Mergem la muzeul de artă, pentru că data trecută l-am ratat, adică n-am mai avut timp și de el. Și uite, pe bol să-mi arată niște vase foarte drăguțe. Crezi că putem să facem lucru manual? Da, e foarte ușor de făcut. Se referă la chestia aia de acolo. Îngerașul. Îngerașul ăla, da. Dacă să spui că e ușor și nu ne iese... Așa, ăla e ușor de făcut. Râd de tine, ce? Ăla îmi place. Așa. Da, uite, nu vrei să încerci și tu anul ăsta să faci orange? Bă, portocale. M-a băgat. Uite, poți să le... Mă bătea gândul într-un timp. Poți să le păstrezi al de rândul. Uite. Așa. Mă bătea gândul, dar ce vrei să-mi arăți, că îți place vesela asta? Vitrina, nu, vitrina cu totul, că e decorată de Crăciun. Da, e foarte și faină. Și asta, îngerașii. Da, așa, în cazul în care nu ați înțeles nimic din ce am zis până acum, am venit la Cluj, am venit să vedem decorațiunile de Crăciun, dacă sunt puse, am venit să o văd pe Pebbles și începem Nicmasul de aici. No, acum mergem la muzeul de artă, dacă o și ajungem. Unde suntem? Suntem pe strada care cred că se numește, da, care se numește Ionu Maniu și care este o stradă care are o clădire lungă, care este în oglindă. Da. Adică cele două clădiri de pe stânga și de pe dreapta sunt identice. Da, și ne-ai spus povestea în vlogul trecut, dacă ți-aduci aminte, când le-am filmat de la distanță. Nu mi-aduc aminte. Nu, păi ea stă prost cu memoria, dar... Acum s-a făcut pietonală și ne plimbăm și pe lângă cele două clădiri, admirându-le detaliile și comparându-le. Așa. În cazul în care nu vă prindeți care e strada, este aia fix din fața catedralei Sfântul Mihail. Simplu. E mai simplu. Fac o rotație sau tă așa. Adică aici. Aici începe strada, da? Bine, încă se lucrează. Când am venit noi data trecută, pe mijloc era distrusă. Dar acum e bine. Acum e mai bine. Încă se lucrează, dar încă e bine. Așa. Da, eu nu uite, am ea stă de o viață jumate în Cluj, dar nu știe. Bun, hai la muzeu, că poate se închide muzeul până ne gândim. Așa. Poate să închidem muzeul până ne gândim noi să... Intrăm și la catedrală, dacă nu suntem la muzeu? Da. Așa, bine. Că mi-a place foarte tare. Ce? Ce? Da. S-ar putea ca de data asta să aibă, din ce știu sau nu știu, să aibă lift, să putem urca în vârf. Nu, no, păi că nu se poate? Nu asta este problema, problema dacă ne oferă accesul. S-ar putea ca de data asta să... trebuie să mă uit acolo, aici. Aici, da. Ia uitați ce fain e! Ce îmi plac arcadele astea! Stați să evităm și oamenii. Ea nu doresc un mod special să-i bag în... De... Unde? Da, tu știu! Nu. No. Ce fain! Cum îmi place mie, aha, filmăm grădina prima dată. Așa. Și apoi interioarele. Da. Tu ești cu bază de interior și pe grădină. Da. Să știi că nici eu n-am fost niciodată aici. Și eu n-am fost niciodată aici și eu sunt o premieră. No. Să iei o piatră în gură, zic. Bucată de pavaj. Da. Una din asta cubică e perfectă. Aici se simt și evenimente. Îmi imaginez, doamne, dar e superbă. Bine, nu e renovată, dar e super, oricum. A, de ce miroase a mâncare? Pentru că e KFC-ul pe colț și tot miros bine aici. Iar putea să... Așa. Arătăm cum stau eu în poză. Mă doare abdomen.
și eu n-am abdomen. Deci, Bianca, ce că poți să poți că... Bine, fără surabismul de rigor. Și cealaltă poziție? Nu, pare că... Adică nu iau la bătaie. Hai să-ți fac două poze. Nu, nu așa ceva nu există. No, am venit și la târgul de Crăciun de la Cluj, care încă nu s-a deschis. Că nu s-a deschis, da? Încă nu este margarine lens și noi ne punem un termen mai rapid ca să fim siguri că până la Crăciun îl gătăm. Nu tu, dacă eu îți două târguri. El trebuia, ăsta e trebuia să fie deschis de ieri. Astăzi fiind astăzi și nu e. Da, logic, și... după ieri astăzi e astăzi, da. Și o să mergem să testăm. Ce testăm? Dacă celălalt e deschis, dacă nu ne-am confundat. Dar eu nu cred în calitățile noastre de confundătoare. Așa, și da, ați observat bine. Eu sunt în omulețul Michelin. Nu am Michelin. Michelin, da, omulețul Michelin, da, dar că vin, vin, vin. Așa, eu sunt în omulețul Michelin. Și eu sunt mai urâtă și trebuie să vă îmbrac mai frumos. Și ea e în... ea de data asta. Nu știu ce mă partea aia, nu ca și cum... Aștept ceva, că aștept verde. Ce, ce poți să aștepți? A, să soarta. Nu știu, mi se pare că vin unii și să nu dea noi cu mașina. Vine mi se pare riscantă cum fac ăștia curba. Așa, dar noi întotdeauna mergem la târgul de Crăciun de aici, nu? Chiar ești Crismă, ești Crismă, ești Crismă, ăștia-n. Așa, zic. Stai că are ceva de zis, că până acum nu vrea să apară un clipul și acum are de ceva de zis. Zic. Zic pentru mine. Așa. Am venit să-l vizităm. Nu, noi suntem în trecere și dacă nu este gata. Acum de pe trecere de pe timp. Da, și când a și gata. Oh. Cel mai fain a și. Cu accentul ăla mai ales. Foarte frumos. Așa. Nu. Și aici o să fie ceva. Starbucks pe loc budget. Zice ea. Așa. Și asta e catedrala care îmi place mie mult, mult, mult. Da. Și eu am zis că vin să filmez târgul de Crăciun. Ce? O să fie cum o... Da. Am zis că vin să filmez târgul de Crăciun. Poftim târg de Crăciun. Stai. Dreapta. Să ne calcem mașina, dacă se poate. Da, aia, nu aia, mă uitam. Îmi pare, mă, tot uit în părc. Nu-i așa. Top. Nici el, că nu știe să dea semnal, aparent. Aparent. Semnalizeze, mă, ce-a fost cu semnal? Dau semnal. Da, să semnalizeze, mă rog, să semnalizeze. De departe. Așa. Hai să facem o retrospectivă. O retrospectivă este că ne trebuie niște apă. Nu, tu suferi de apă. Ea suferă de apă. Vrei să... Ce asta? E magazin? La urma, nu intră mașina urma asta, că e pare, e de-a. Crezi că e supermarket, mă.
mega. Imediat, stai un pic, intrăm aici, facem retrospectiva imediat. Suntem într-un loc sigur. Nu. Așa. Nu. Așa, bun. Bun, hai să facem. Hai să văd dacă mă arăt bine prima dată. Arăt. Să arăt o dată bine, așa. Uh-huh. Și hai să... Trebuie să ne plasăm un pic. Bun. Deci. Dubla 1. A treia. Așa, să, hai să facem o retrospectivă a ce am văzut până acum. Am fost, astăzi. Da, azi. Am fost am la muzeu. Am pornit de la mine la casă de sus de pe deal. În vârful dealului. Lasă-mă asta. Centru. Așa. Târgul de Crăciun neterminat. Vie. Cum s-ar spune într-o glumă internă, nesfârșit. Așa. Așa. Bun, nu, am fost la muzeul de artă, am fost la strada în oglindă. Mm-hmm. Pe Iuliu Maniu, am fost la muzeul. De fapt, de unde am început vlogul? Că de acolo am început vlogul. Am fost la muzeul de artă unde am văzut o expoziție permanentă și trei expoziții temporare. Aha. Apoi am fost în catedrală. Da. Am mai văzut niște vitrine frumoase. Nu te mai uita. Cât am tras eu. Un biet porumbel. Așa, asta e o parte putei să nu uiți. Așa. A fost în catedrală, după aia am venit frumos, uitându-ne dacă nu cumva, dacă au deschis sau nu au deschis muzeul farmaciei care se va deschide în curând. Sperăm ca data viitoare când vine să se ducă singură, că eu nu. Așa. Deci, acum ne oprim aici de fapt, puțin n-avem și speranțe. Facem o rotire. N-avem speranțe că o să se deschidă. Arătăm un pic mai sus. Așa, ce frumos e asta. Aha. Așa. Așa. Hai. Asta am vrut să vă arăt eu. Mie îmi place asta. Îmi place. Hai că e frumos și cu podulețul. Da, pui, frumos, doamne. Mie îmi place aici la ăștia cu cărămidă, aici, la cărămidă. Unde? Aici, asta, ăștia. Stai că încerc să arăt pe video. Acolo îmi place așa balconul. E renovată. Da, balconul ăla îmi place. Cum era refrenul meu de data trecută? Ah, da, e renovată că ai venit tu. E renovată că ai venit da, tu. Dar nu, dar uite ce frumos e acum că aici e renovat și n-am știut. Era ceva, ziceam. Nu. Așa, aveam senzația că asta a fost refrenul tău data trecută. Când am fost în catedrală, am încercat să mergem în turn, am întrebat de turn și ni s-a explicat foarte drăguț de altfel că în perioada de iarnă este închis accesul în turn care se face exclusiv pe scări. Așa, și sunt 208 trepte. Am uitat. Așa. De mine nu mă sperie treptele de asta. Nici pe mine. Nici nu s-ar zice. E bine de menționat. Dar nu trebuie să povestești tu chestia asta, mă fac eu vlogăriță. Ba da, dar văd că te-ai început tu și te-a lăsat. Dar vei că mie îmi place să povestești ca și cum ți-aș povesti ție și că no, păi, îmi place ce asta. Despre asta e vlogging-ul, de fapt. Ghid, dar noi, da, îmi dau seama că vorbesc cu materialul tău. Da. Mult de că vorbești tu. Nu, nu are nimic, că eu sunt așa, vorbesc mult în celelalte clipuri. Și asta spuneam în tur când ți-am zis că te filmez, să vorbești tu, asta mă gândeam că o să faci, o să dai drumul la gură, nu mă pui pe mine. Și eu nici n-am băut apă acum și s-ar putea să vorbești o țărpeltică, mi se tică. Așa. Deci uite, n-am trecut încă de muzeul farmaciei. Uite apă acolo. N-am trecut încă de muzeul farmaciei. Am trecut de muzeul farmaciei care se va deschide în curând, nu știm când. Am venit frumos pe Ferdinand, așa, și ne-am dus pe lângă central să vedem turnul pompierilor, la care am urcat pe scări, nenumărându-le, așa, și apoi am venit pe, nu mai știu, nu știu cum se numește strada asta, Mica Veneție. E aici, în colț, nu găsești. A dispărut placheta cu numele străzii. Da, pe strada asta frumoasă. Pe strada asta frumoasă. Ne-am dus și ne-am întors. Am dus pe strada din centru, vizitând această parte centrală. Ai grijă la groapă, treapta am văzut. Ne-am dus pe altă stradă centrală. Suntem din nou pe Ferdinand. Îndreptându-ne către eroilor. Mergem pe Ferdinand pe partea aceasta. Eu cred că ea trebuie să se apuce de vlogging, numai nu zic? Mi-e place doar să vorbesc și sper ca acest lucru să nu-l pui și să rămână. Așa, ce să nu pun? Toată polologia asta se pune niște frânturi scurte, aia, nu toate prostiile și mai degrabă să pui filmări și să folosești replicile mele ca voice-over, ca și cum eu ți-ar fi spus, scris discursul. Aha. Auzi, dar pe o scară de la 1 la 10, cât de tare ai degenerat? Eu vând într-un loc în care
acum 2 ani, pe vremea asta, făceam plajă de locul în care vin eu, deci... Nu, no, nu, mi-a fost fric, fii atentă, acum, serios, mi-a fost fric până mi-am luat ăsta și l-am pus pe mine. Nu. Și pentru că mi-am încheiat geaca de piele, care... Îi dă piele. Îi dă mușama, să știe. Așa. Nu, serios, și mi-am pus să nu mi. Acum și la mânuță mi-e ok, nu știu. Se ok, nu, no, bine. N-am făcut așa să stăm la rece la căldură, la rece la căldură și ok. Da. Postează ca o modelizare printre cărți. Postează ca o modelizare printre cărți. Oh, ai ridicat o glumă bună. Chiar era o glumă bună. Ah, acolo trebuie să mă uit. Am prins. Nu pot. Și aproape nemai văzut. Foarte urât arată geaca mea în spate. Na, păi așa e aruncat-o. De obicei niște oameni ordonați când ne filmăm. De ce era, da? Așa. Și este foarte multă ceață. Ceea ce e bine, e mai bine decât să plouă. Da, să dacă... arăți, că e un peisaj frumos. Așa. E peisajul. E peisajul, da. E peisajul. Da, e... Apropo, tu ai... Cred că ți-ai ratat cariera de poiată. Poet. Ceva posibil. Așa. Și zice că mă duce undeva. Habar n-am unde. Parcă n-am mai luat-o prin zona asta niciodată. Nu, asta am vrut să zic. Aici suntem în Bună Ziua, capăt de Andrei Mureșanu. Așa. Aici celălalt lider faimos. Așa. Mă rog, și mi-arată ea, da. Erau clădirele, dar sunt foarte frumoase, frumos luminate iarna, noaptea. A. Cred că le prindem la venire, că poate le luminează mai repede amul. Măcar atât, dar dacă n-aveți beculețe date de drumul de la jumatea lui noiembrie, măcar... Noi suntem ecologici, noi ne pornim și beculet pe stradă mai târziu, facem economie la curent. Dar ți-a zis că mi-a zis oaia de la Lidl că o să scurteze programul ca să facă economie la curent electric. Da, 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 mi-a zis. No, mi-a zis. Așa și administrația. Suntem eco! 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 Da. Am dat-o în bălării cu eco. No. Și mergem, vedem. Nu știu unde mă duce, dar mă duce. Da. Suntem pe drum. Suntem pierduri. Nu mergem la steakhouse, stai liniștită. Nu, mulțumesc. Dacă aveați senzația că cine știe pe aici, acesta este drumul în Bună Ziua, din zorilor, mergem la steakhouse. Nu, nu mergem la steakhouse. Ok. N-avem. Ne-am calmat, da? Ne-am liniștit. Da. Voiam să zic că noi brusc am devenit vegane când vine vorba de steakhouse și de-aia nu mă mergem. De acel steakhouse. Whatever, who cares? Deci... Pentru că știm noi un loc unde se văd cei mai buni burgeri din Cluj și ne vegani.
Nu, noi am devenit vegane brusc și dintr-o dată și de aia nu ne mai trebuie steakhouse. Da, Pebbles are obiceiul fabulos, pe care și eu l-am cu ea de altfel, are obiceiul fabulos când sunt la în jumătatea frazei, când încerc să zic și eu ceva, să mă întrerupă. Că facem o intervenție! Q-edu! Q-edu, exact ce zici. Ce înseamnă Q-edu tu? Tu n-ai făcut matematică? Cva de era demonstrandum! E, bine? Așa, stați. Eu întrerup, am acest obicei. Am acest obicei de a întrerupe pentru că dă drumul la cameră și mă emoționez. Du-te, că te încearcă toți ăștia, du-te, că în București venea nimeni să mă spate. În București săreau ăștia pe tine, bă, acum. Și mă emoționez și atunci am de spus de asta. Dar de ce țipi? Tot de emoții! Vezi că suntem într-un spațiu închis. Deci aici suntem pe Brâncuș, ca să spunem. Așa. Uite o bicicletă frumoasă cu decor de toamnă. Da. Așa. Și o ducem, ideea este că noi plecăm prin undeva și nu mai ajungem. O duc într-un loc secret. Acum dacă tu m-o strânit, o ducem aici, mă arătăm dacă întorci aici și locul, traseul, cum se ajunge la faimosul steakhouse. Burger steak, whatever. Nu mai e aici pe Scobar, să știți. Plus că acest drum și peisaj de toamnă mi se pare mirific. Se și clarifică. Nu mai este atât de multă ceața aia, vreau să spun. Se limpezește ceața. Da. Așa. Și o să vă filmăm de la destinație, aka destinațiune. Așa. Pupi, pa! Update-ul este că am ajuns la Iulius în parcare. Unde o să vedem un peisaj fabulos. Dacă e ăla de la lac unde am înghețat data trecută, te uci. Asta a fost ultima convorbire. V-ați văzut? Dacă v-ați plăcut, bine, dacă nu, nu o să mai fie. Dar aveam o altă chestie, o cel mai amuzantă pe care voiam să vă întreb, voiam să vă comunicăm. Și anume, voi vedeți vreo diferență dintre un lucru pe care l-am pierdut și un lucru pe care doar nu mai îmi amintesc unde l-am pus și nu-l găsesc? Sau nu? În primul rând, nu cred că au înțeles ce vrei să zici, adică... Dacă există vreo... Dar vreau să mergem pe aici așa, să coborim, să vedem și peisajul. Hai, bine. Dacă există vreo diferență, voi ce părere aveți? Credeți că există vreo diferență dintre un lucru pierdut și un lucru pe care doar nu îmi mai amintesc unde l-am pus? Adică pe care nu-l găsești. Da. Eu zic că nu. Am înțeles. Eu zic că ăla pe care nu-l găsești este ca și pierdut. Adică pentru mine este echivalentul cu, bă, nu-l găsesc, înseamnă nu că l-am pierdut. Nu te întreba pe tine, că ți-am făcut gluma înainte de găsirea camerei și nu te-ai prins. Dar era de ei ce părere au. Da, dragă, nu mă prind, că nu sunt lapte. Hai, da, era cu tichetul de parcare și să-l ții la ea. Da, și că ea are prea mult de pierd. Și azi eu nu-l pierd, eu doar uit unde l-am pus. Aici. Și ceea ce pentru mine e același lucru. Atacăm ca la voi. Da, nu, arată mai bine ca la noi. Uite ce frumos l-a renovat părculețul. Aia este surpriza. Să mergem acolo în părculețul renovat frumos. Aproape romantic. Aproape romantic. Ne lipsea șampanie, lumânările și ciocolata. Putem să cumpărăm totul de la mall. Așa. A, păi de-aia m-ai adus la mall să cumpărăm șampanie, ciocolată și aia. Să mergem să avem o cină. Tu ce-mi cumperi. Tot eu. Uite și pietonii care nu-ți plac ție. Pietonii. Spuneți-ne în comentarii cui îi plac porumbeii. Eu sunt de părere că nu iubește nimeni pe lângă casă. Ești tot tristă. Șoarea. Vezi că te aude lumea și te și crede. Și după aia... Păi și ce nu ești, o tristă șoarea? Dacă nu-ți plac porumbeii și dacă vrei să moară. Ești o tristă șoarea. Fac mizerie și sunt... Na, bine, tu nu faci mizerie, cât gunoi duci tu fiecare săptămână la Tomberon. La reciclat. Da, asta și la Tomberon. Nu, și la Tomberon. Că nu totul se poate recicla. Te-mi plac săgiile mie. Ce-ai? Te-ai pierdut. Rugăm să observați tranziția în 3 zile de la geacă de piele la palton și la pufoci. Avem amândouă, că nu se mai poate. Eu am avut pufoaică de la început, da. Știi că e săracă. Și nu numai atât ai.
Da, pentru standardele tale de Cluj, eu sunt săracă, știu. Cum ai cu asta ți-am găput în bagaje? Ai venit cu bagajele strâns, da. Da. Ai venit foarte bine pregătită. Așa, numai că știi că el m-a filmat. Adică, adică nu te-au văzut cuvânt. În, nu te-au văzut în bagaj. Uitați pe Instagram, dați like la poze. Nu, ne crezi pe cuvânt. E o tranziție. E o tranziție, da. Care s-a desfășurat pe o perioadă foarte scurtă, și anume 3 zile. Da. Bine, între noi fie vorba. Eu nu mă uit în cameră, mă emoționez. Da, mă, tot uite stânga aia dreapta, să știți. Așa. Nu știu dacă se observă. Uite ce frumos sunt ăștia roșii. Super de sus. A, și să remarcăm. A, ce? Muzica. A. Ambientală, care se potrivește, care nu este stridentă și care îți dă o energie și un farmec aparte. Vai bun, da. Așa. Eu am zis că și-a ratat. Și-a ratat asta. Cariera de poiat. Poiet. O glumă spusă de două ori nu mai este la fel. Vai, da, să mă și citez eventual. Nu-mi fura citatele, știi? Dacă se poate. Nu aș putea să fac asta, pentru că cu toții știi încă din scrimpuri să vezi că copia n-are valoare. Săraca de... Suferă, nu, gata, lăsați-o. Nu, băgați-o, mă, e doar amețită. Și cum o filmezi pe mine și nu vrei să intri în cadru, stai în... Nu iarnă? Dacă așa e iarna la voi, nu e rău. Da, Pebbles. We have a problem. Încă una. Se rezolvă. Cu bani se rezolvă orice. Dar ghicește care e problema. Ai nevoie o baie. Astea sunt problemele tale, nu ale mele. Dacă spui că iar ți-e foame. Exact. În mod bizar să știți că cineva mănâncă foarte mult dintre noi două și nu este persoana care credeți voi. Deci nu, persoana care mănâncă foarte mult nu este cine credeți voi, este exact opus. Mă las că aici e ăla care are și mâncare mai gătită și deserturi bune. Mm-hmm. În food court-ul. Da, dar ți zicea... De la aerul ăsta ai să face foame, de-aia de la Cluj să fiți împliniți. Așa, deci... Serios? Foame? Bineînțeles! Iar am plecat de acasă, râzău. Numai la 1. Și am mâncat, e 2. Vreo 3. 3 deja? Cred, cam așa. Și am mâncat la 12? Era 11 jumate, da. 2, ai tu. 2, așa. Mă, ne-ți dăm de mâncare la copil. Sunt în creștere, poate să înalță. Na, păi. Zice eu. În lățime sau cum vrei. Vrea să mă concureze. Așa. Vrea să ia, să-mi fure haine. Pici? Vrea să îngrașe, îmi fure hainele, că știe că am geacă de piele, pulover din lână. Nu, pe ăla de cașmir. E cu semi cașmir. Mă rog. Chiar. E ce s-o găsit? Nu. Bună, rațele! Rațelor! Hello! Ce scorbura asta frumoasă. Ia, o salcie care a... clacat. A ce dat nervos. Nu s-o speria de prețurile chiriilor. Eu mă țăp în apă. Deși ea nu plătea chirii. Hello, hello, hello. Ce faceți? Haideți că sunt acasă, după cum vedeți. M-am întors acasă. Și începe efectiv Nicmăsu, gata, îi dăm drumul. Dar voiam să vă fac o mențiune pentru că n-am apucat cât am fost la Cluj, că ați văzut că Pebbles este, efectiv, este mecanism de bruiaj. Adică, cred că în caz de război ar putea să folosească oamenii ăia ca să bruieze orice semnal că se rezolvă, cu ea se rezolvă, așa? Vreau să vă pun la curent așa un picuț cu ce n-am apucat să zic, și anume că am fost la Mozart Cafe, care este foarte, foarte frumoasă. Am filmat un pic pe acolo, cred că ați văzut dacă mi-ați arătat imaginile, și acolo am văzut că una din urmăritoarele mele, cu care mai și vorbesc pe Instagram de altfel, cu Liana, pe care o pup, că știu că se uită și îi mulțumesc încă o dată că a venit să ne vedem,
Și mi-a adus, și vreau să vă arăt, mi-a adus o carte care se presupune că e un thriller. Cartea asta este de la Litera, se numește Joc Murdar. Și mai zice aici, și dacă copilul tău ar fi al lor, este scrisă de J.P. Delaney, care a scris și Fata dinainte, pe care parcă am citit-o, parcă am. Oricum pe acolo până așa. Îi mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Abia aștept să ajung la cartea asta. Și de asemenea, pentru că na, suntem în sezon, mi-a adus și un ornament foarte, foarte drăguț cu LED-uri care se aprinde și, și pe care, cu siguranță, cam așa arată. Și pe care, cu siguranță, îl voi pune în bibliotecă pe undeva. O să-i găsim un loc. Mulțumesc din suflet, Liana. Ești foarte, foarte drăguță și mi-a părut tare bine să te cunosc. Și sper să ne mai vedem. Și în rest, tăchie bune și frumoase, m-am întors de la Cluj, după cum vedeți, cred că se vede în spatele meu că e un pic de lumină așa, bate o rază de soare, este ceva mai mult soare decât la Cluj. Da, dar povestim în vlogurile viitoare. Că a început nimăsul, gata, suntem aici în fiecare zi de la ora 17, iar pentru membrii cu câteva ore înainte sau chiar 12 ore înainte, o să vină clipul, așa că stați pe aproape și spuneți-mi ce vreți să vedeți în nicmăsul ăsta, ce anume ați vrea voi să vedeți, mi-ați mai dat sugestii pe care le apreciez și mulțumesc pentru ele, dar pot să vină în continuare că mai avem destule clipuri, sfârșit 24 de clipuri, teoretic de filmat, așa că am, slavă cerului, destule locuri libere pentru idei. So, see you later, alligator, ne vedem mâine, vă mulțumesc că v-ați uitat, vă pup!